Deficiențe tehnice, ITP false, expirat sau anulat și probleme la sistemul de frânare. Sunt doar câteva dintre neregulile depistate de inspectorii Registrului Autoromân în urma a verificării în trafic a peste 44.000 de vehicule în primele șase luni ale acestui an în întreaga țară. Potrivit comunicatului transmis de Registrul Autoromân, 44,16% dintre vehicule aveau deficiențe tehnice majore și sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. 2,6% dintre mașinile verificate aveau ITP fals, expirat sau anulat, iar 5,57% aveau neconformități la sistemul de frânare. În urma controlelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră au fost aplicate peste 14.300 de sancțiuni. Au fost retrase aproape 12.400 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate circa 200 de vehicule, iar 260 de ITP-uri au fost anulate. Conform comunicatului, rezultatele controlelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție au presc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni prin urmare este posibil ca numărul autovehiculelor cu nereguli aflate în trafic să fie mai mare